și află de ce zice Goliat, ce spune David? Pă, cum niciunul? Păi el acolo se... El zice, mă duc eu. Fratesul mai mare, Eliab, ce zice? Lasă că știu eu că ție-ți place să intri în conflicte dintre astea. Ție-ți că îmi plac treburile astea, vin să vezi lupta. Ceea ce mie îmi spune că David, noi ne-l imaginăm așa, ca un băiețandru de vreo 12 ani, blond, care stă cu harpa și cântă frumos acolo cu oițele pe câmp. Dar vă aduceți aminte că el atunci când se duce înaintea lui Saul și zice, mă duc eu să mă bat cu ăsta, avea în jur de 17 ani, din câte înțeleg eu, și ce spune el lui Saul? Când vine ursul, când vine leul, ce fac? Stau cu harpa, mă sui în primul copac și zic, Doamne, te rog, scapă-mă, să ia măcar numai una, numai mult, te rog, eu fac cum... Așa face David? Sau cântă să izgonească de acolo animalul ăsta? Ce face? Cu mâinile goale mă duc și îl strâng și iau aia din... Ceea ce mie îmi spune că David nu era un cupilandru dintre ăsta așa care mergea și-l pe acolo, mă duc cu niște praști și dau și eu după vrăbii. Nu, iar fratesul zice, las că știu eu că ție că îmi plac bătăile. Lui că îmi plăcea să... Și tatăsul, cred eu, din câte înțeleg, David era un soi de copil problemă. Ultimul născut, făcea tot felul de boacăne și tatăl zice, du-te mă pe câmp acolo, du-te și stai acolo, tai cu oile, bate-te cu cine vrea. Nu, mă lasă mă în pace. Cred. Nu spun că e adevărat. Dar înțeleg totuși că între el și tatălui era o problemă. Tatălui nu știa exact cum și în ce fel, iar el când are probleme cu copiii, să știți că aici aș putea vorbi o oră întreagă numai despre scena asta. Aici spune ceva despre modul în care noi ne creștem copiii. Pentru că nici David la rândul lui când are probleme cu copiii lui, ce face? Nu știe ce să facă. Pentru că ne place sau nu ne place, copiii noștri sunt oglinda noastră. Ce am crescut e cine suntem de fapt. Și ei, în mare parte, vor repeta același tipar, aceleași obiceiuri ca și alea noastre sau vor vrea să se rupă total de noi, să zică, eu nu mai vreau, că la mine acasă nu vreau. Dar știți ce se întâmplă? Vor, nu vor, vor ajunge în același tipar. Pentru că trebuie un efort foarte mare de voință ca să schimbi ceea ce ți s-a așezat în minte ca o matrice de la mama și de la tata. Pentru că influența pe care ei o au asupra ta, de mic copil, este cea mai puternică influență pe care o ai în viața ta. Se așează așa, știți cum e când e betonul umed și pui piciorul? Rămâne amprent acolo, dar dacă e mai tare, trebuie să apeși zdravăn ca să rămână amprenta mai puternică, da? Iar când se întărește tare, poți să-i faci ce vrei, că nu se mai întâmplă nimic. Așa se întâmplă cu copiii noștri și influența pe care noi avem asupra lor este uriașă. Unii dintre ei, Elena, vorbește despre treaba asta, spune că unele dintre obiceiurile noastre vor fi moștenire pentru copiii noștri într-un grad de degradare mai mare. De aceea sfatul meu este, uitându-mă la David, aveți grijă ce transmiteți copiilor dumneavoastră, pentru că ce le transmiteți, Scriptura spune, aceea aveți culege. Le dați de bine, vor culege de bine. Sau veți culege de bine. Nu le dați de bine, va fi foarte greu să culegeți de bine, mai ales după ce trece timpul și nu veți mai avea influență asupra lor. Eu vreau să văd un ceas. Că eu am obicei să vorbesc mult. Și nu vreau să vă chinui mult. Wow! O altă familie. Isaac și Rebecca. Să știți că e frumoasă. E una dintre familie frumoase, din păcate, nu sfârșesc atât de frumos. Am foarte pe scurt despre ei. Isaac. Isaac este copilul iubit, dorit, așteptat, visat, promis de Dumnezeu. Vă dați seama cum a fost super crescut, super atent, mama super cloșcă. Să nu cumva să pățească ceva copilul meu. Vă dați seama, avea 89 de ani, 90 de ani când l-a născut. Foarte atentă. 90 de ani, nu vă gândiți la azi 90 de ani. Da? A trăit 127 de ani. Deci, a trăit. Da, face un proporție în jur de 50 și ceva de ani. Cred că ar fi fost astăzi.
când e înțărcat la 3 ani, Ismail, frate-sul mai mare, face mișto de el, le-a peste picior și face niște necazuri. Ce face mama sa? Să plece, să plece, să copilul meu, cum să pățească el ceva? Și Avram e nevoie să-l izgonească și pe Ismail, e nevoie să-l izgonească și pe Agar, pentru că făcea necazuri. Tata e baron local, așa ca să folosim termeni din România, soi de cel mai tare din zonă. Normal, avea, cum să spun eu, avea o mică armată pe vremea aceea, de fapt era un soi de mare armată. Gândiți-vă că Avram singur se bate cu 4 împărați și îi bate. Ca să vă faceți așa puțin imagine despre raporturi. Da, deci da, când este luat prizonier, Avram își adună 300 și ceva de erau ai lui, 362 sau 171, nu mai știu câți erau, plus mai erau vreo câțiva care l-au ajutat și aceștia reușesc să bată 4 împărați, care se bătuseră cu alți 5. Împărați, nu vă gândiți ca la Napoleon sau nu știu cine erau, deci avea și eu o cetate mai mare, adică un soi de sat ceva mai mare și era împărat și el acolo. Da? Avram era singurului copil, moștenitorul, vă dați seama că toată lumea cum se ocupa de Isaac. Super atent, toată lumea urma să fie șeful, da? A trăit la țară, unde oamenii oricum sunt mai atenți, el era cel mai tare dintre toți. El un băiat foarte atent, foarte cu minte, foarte liniștit. El se ducea pe câmp ce să facă? Să mediteze, se ducea seara și să uita și zic, cum o fi cu aia? Cum o fi cu aia altă? Isaac, hai să ne întoarcem puțin la Rebecca. Rebecca trăia la oraș, într-o cetate, într-o familie cu 8 frați. O familie care iubea banii, dar nu prea avea bani. De unde știu că iubea banii? Păi când vede ce a primit Rebecca de la Eliezer, ce zice frate-sul Laban? Și Laban, știți, și mai târziu. Biblia exact așa zice, când a văzut ce a primit sora sa, i-a zis, unde l-a lăsat pe omul ăla? Păi cum? După el, vino, hai la noi, hai că-ți dăm. Nu erau nici foarte săraci, dar nu prea, dar le plăcea banul. Nu erau foarte bogați. De unde știu? Păi, cine se ducea să ia apă? Rebecca, da? Dar cine se ducea de obicei să aducă apa? Robii, slujnicele, femeile slujnice. Dacă se ducea ea, înseamnă că nu prea aveau. Și atunci e nevoită să muncească. Ceea ce înseamnă că era o fată voinică. Acum, imaginați-vă că trebuie să dai apă la 10 cămile, asta zice Biblia, că a scos apă pentru Eliezer, i-a dat și a mai dat și la 10 cămile. Acum, o cămilă nu bea un pahar ca mine, da? Măcar o găleat. Imaginați-vă că a scos cel puțin 10 găleți. Acum, nu sunt găleți dintr-alea ca la noi, apeși pe buton și curge apa, sau ridici de manivelă. Nu, nu e nici cumpănă, nu e nici de aia că tragi așa. În deșert sau în zona lor, erau destul de adânci. Și să scoți înseamnă că era o femeie foarte puternică. Avea vreo 20 de ani. Pe vremea aceea, la 20 de ani, erai fată bătrână, iertați-mi expresia. Adică astăzi ar fi în jur de 35 spre 40. Adică ele pe la 12-13 ani erau deja măritate. Iar ea la 20 era nemăritată. Ce înseamnă asta? Fie n-a găsit niciunul, fie n-au avut zestre să-i dea, fie era ea mai căpoasă și nu prea să mărita cu oricine. Sau cine știe ce s-a întâmplat acolo? Dar la 20 de ani, nemăritată, era o problemă pe vremea respectivă. Femeie puternică, știe ce vrea, ea nu stă prea mult pe gânduri. Vă faceți aminte că Eliezer, după ce le spune, uite, Domnul ce-a făcut, cum a vrut la ram, le-a zis, aș vrea să mă întorc la stăpânul meu, să-i duc vestea cea bună, că i-am găsit nevastă. Ce zice Betuel, tatăsul și Laban, fratesul? Mai lasă cu noi 10 zile, să ne mai bucurăm și noi de ea. Dar hai să o întrebăm și pe ea. O cheamă pe ea, o întreabă și ea ce zice? Să fii sănătoși, n-am stat 20 de ani cu voi. Ea nu zice, aoleu, m-am mărit, dar cu cine? Dar cum arată? Dar cum e? Dar e drept? E strâmb? Are nasul așa? Ochii albaștri, dinții normali? Îi are pe toți? E șchiop? E strâmb? Ea nu se gândește, nu, nici nu zice, aoleu, măcar 3 zile lăsați-mă să-mi plâng fecioria. Nu, ea zice, ok, m-am mărit, gata, pa, ha, ce mai stăm de vorbă? Isaac era pe câmp și medita. Rebecca era hotărâtă să se mărite. Se căsătoresc și treaba merge bine, o vreme. Biblia spune că prima lor problemă a fost legată de copii. Dintr-un motiv sau altul, nu putea să rămână însărcinată.
Dacă ne gândim puțin la istoria familiei, e foarte probabil ca problema să nu fi fost neapărat la femeie, să fi fost la Avram și la Isaac, pe linie bărbătească. Dar să nu spunem ceea ce nu știm. Ea spune, vreau copii, el spune, băi, ce să fac mai mult decât fac? Nu pot altceva. Și până la urmă se roagă Domnului, rămâne însărcinată, spune că a avut doi, a avut gemeni și lucrurile erau complicate. Eu n-am auzit până în ziua de, până la Biblie, de copii care să se bată în pântecele mame. Oma, știți cum e? Poate că cei care aveți copii știți. Când vă spune soția, uite, dă din picioare, pune mâna și pune mâna pe aici și ia uite, uite cum împinge, uite cum face, ok. Dar cum o fi fost pentru ea săraca să se bată copiii în pântecele ei? Trebuie să fi fost complicat. Acum, când își dă seama cât de grea e sarcina, Biblia spune un lucru. Rebeca îi spune lui Isaac, dacă știam că e așa, mai bine nu mai aveam copii. Acum, frații mei, aș vrea să spun un lucru. Cu femeile nu știi cum să o dai. Uneori e bine așa, data viitoare același lucru nu mai e bine. Dar vreau să vă spun că trebuie să stați liniștiți. E numai normal. Așa sunt ele. Trebuie să vă bucurați, să mergeți mai departe, să aveți răbdare, mai ales o dată pe lună. Atunci când vin musafirii, atunci când vine menstruația, cu vreo două zile înainte, de obicei, marea majoritatea lor sunt mult mai nervoase, mai agitate, mai emoționale, plâng, sunt agitate, sunt... Nu vă stresați, e normal. Problema e că în perioada asta multe certuri pornesc anapoda, degeaba. Dacă dumneavoastră ați ști informația asta și ați ține cont de ea, nu v-ați mai certa. Ai sta liniștit, știi că trece. O zi, maxim două, și pum, brusc, la fel de brusc cum a început, la fel de brusc se... Liniștește. E... Gata, a trecut și asta. Mai am o lună. Mă pregătesc. Știți care e problema? Eu am învățat un lucru. Fericirea ți-o faci cu mâna ta sau ți-o distrugi cu mâna ta. De cele mai multe ori. Și dacă știi unele lucruri, e adevărat că fericirea în cuplu întotdeauna ține de amândoi, nu ține doar de unul. Adică degeaba vrei tu dacă celălalt nu vrea. Asta e clar. Dar dacă amândoi vor, sunt și lucruri care întotdeauna vor strica relația. Că e normal, apar, ba din afară, ba chiar din relația celor doi. Dacă ții cont puțin de unele amănunte, îți faci viața mai ușoară, e mai simplu. Și eu am o vorbă. De ce să fac eu viața mai complicată când pot să o fac mai simplu? Și așa e complicată ea. Și așa e grea, și așa e plină de necazuri, și așa alergi de nu mai știi de tine. Și dacă și acasă îți faci necazuri singur cu mâna ta, sau și acasă faci necazuri celuilalt, păi care e rostul pe pământul ăsta? Te chinui, acolo te chinui, aici te chinui, trece viața, tragi linie și când tragi linie zici, am alergat degeaba. Și ce rămâne în urmă? Isaac și Rebeca s-au iubit foarte mult o vreme. Dar eu cred că cei doi au avut ceva probleme. Și aici aș vrea să dau un sfat celor care se căsătoresc. Există doar două cupluri, două familii în Biblie despre care se spune că Dumnezeu le-a ales nevastă. Doar două. Adam și Eva, Isaac și Rebeca. Acum, știu că cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați dorit sau vă doriți ca Dumnezeu să vă aleagă partenerul. Și e un lucru foarte frumos. Aș vrea însă să vă spar puțin balonul ăsta frumos și să vă aduc picioarele pe pământ, să vă spun din Scriptură următoarele lucruri. Nu este suficient să-ți aleagă Dumnezeu, nevasta sau bărbatul. Deloc. Este musai să știi ce să faci unul cu celălalt și mai departe. Adam și Eva, aleși de Dumnezeu. Super, extra, o familie extraordinară. Ajung să piardă tot ce au avut frumos și să se chinuie o viață întreagă cu regrete. De ce? Păi nu i-a ales Dumnezeu unul pe altul? Nu au pus ce a fost mai bun în ei? Ba da! Nu Dumnezeu e vinovat, ci ei doi n-au știut ce să facă cu viața lor și unul cu celălalt. Isaac și Rebeca, Dumnezeu i-a apropiat, a dus unul lângă celălalt, Dumnezeu a pus semnul și Dumnezeu i-a adus fata. Cei doi au avut o relație frumoasă o vreme, dar pe urmă ceva s-a întâmplat. Și aici aș vrea să vorbesc. Sunt două probleme mari la ei.
Însă înainte de treaba asta, mă folosesc de o ilustrat, tot din viața lor, pentru a mai spune ceva. Biblia spune despre ei, la un moment dat, Geneza 26, dacă nu mă șer, că Abimelec, uitându-se pe fereastra lui, în curtea lor, i-a văzut făcând ceva. Știți ce făcea Isaac și Rebecca acolo? Și când a văzut ce făcea, a zis, nu se poate, ăștia sunt căsătoriți, ei spuseseră că sunt frate și soră. Biblia zice că cei doi se jucau. Ama, nu știu cum se jucau ei, dar cert e că altul, uitându-se pe fereastră, a zis, mă, ăștia n-au cum să fie decât soție. Adică se jucau într-un mod în care o soră cu frate n-are cum. Dacă ar trece cineva pe la dumneavoastră pe acasă și s-ar uita ca din întâmplare și ar da seama că sunteți o familie fericită sau... Frate și soră. O, măcar de credință ar fi bine. Dar să știți că Scriptura spune, Pavel zice la un moment dat, că unii vin și aduc tot felul de idei cum că ar trebui să trăim ca frații și ca surorile. Nu e adevărat, oameni buni. Dacă te-ai însurat, ai nevastă, n-ai soră. Dacă te-ai măritat, ai bărbat, n-ai frat. Da? Și cum zice la Scriptură, corpul nu-ți mai aparține, îi aparține lui și corpul nu-ți mai aparține, îi aparține ei și trebuie să fie o bună înțelegere și trebuie să vă vedeți de treabă și să vă bucurați unul de celălalt, că asta e familia. Dacă v-a trebuit, dacă nu, trebuia să stați singuri. Însă, ce între ei n-a mers? Două lucruri. Unu, fac diferențe între copii. Isaac îl preferă pe Esau, Rebecca îl preferă pe Iacov. Aș putea spune multe lucruri despre treaba asta, dar nu e timp. Problema e că au făcut diferențe între copii. Și pentru că au făcut diferențe între copii, au avut probleme mari între ei, în final, ajungând să se rupă unul de celălalt, tocmai datorită copiilor. A doua problemă care au avut-o ei e că nu mai stăteau de vorbă unul cu celălalt, fiecare trăia în lumea lui. Adică, Isaac cu meditația lui, cu gândurile lui, în cortul lui, Rebecca cu bucătăria ei, cu Iacov și cu toate treburile celelalte, separat. Ei nu discută. Isaac face un plan. Vreau să-i dau binecuvântarea lui Iacov, lui Esau. Nevastă se află. Ce face nevastă sa? Nu se duce pe urmă după ce pleacă Esau, nu se duce să zică, bărbate, eram din trecere pe aici, așa, ca din întâmplare și am auzit o discuție. Am prins numai partea finală, era ceva de o binecuvântare pentru Esau. Care-i treaba că nu înțeleg? Știi că Dumnezeu a zis că Iacov, știu, Iacov e preferatul meu, știu, Esau e preferatul, dar totuși, cum? Vreau să spun că în mintea lui Isaac, din câte înțeleg eu, el găsise o soluție. Iubea pe Esau și vrea să-i dea și lui o binecuvântare. Și vrea să-i dea o binecuvântare care nu viza binecuvântarea lui Avram. Dacă citiți, veți vedea că Isaac dă două binecuvântări diferite. Una când o fură Iacov, una în care îi spune să ai de toate și bogății, rararam, și când pleacă Iacov la Laban, îl mai binecuvântează odată și acum spune expres, binecuvântarea lui Avram, adică el în mintea lui făcuse un calcul, îi dau lui Esau ce e mai bun, că e al meu, și lui Iacov îi dau ce a zis Dumnezeu să-i dau al lui Avram și să-și vadă de treabă, domnul cu mila. Treaba? Și lui, că îl iubesc, îi dau ce, ah, mi-e drag de el. Dar ei nu stau de vorbă, el nu stă de vorbă cu nevastă sa. Nu mai vorbesc unul cu altul. Nici nevastă sa nu mai stă de vorbă cu el. Ci îi spune, ha, fii tu, dar ce crezi că sunt tâlp de telegraf aici, faci ce vrei? Păi la mine în casă, ești bătrân, nici nu vezi bine. Eu stă la el, fii atent tu. Ia vină tu încoace, vină să facem o treabă. Și Iacov, da mamă, ce e? Păi ia du-te, adu doi țapi, parcă, doi iezi. Adun doi iezi încoace, vină încoace, tarara, facem mâncare. Aici aș face o paranteză foarte interesantă. Mi-a plăcea să predic despre treaba asta o oră întreagă. Nu cred că reușesc. Mâine sunt în altă parte și am pregătit altceva. Ok. Spune că lui Esau, lui Isaac îi plăcea mult mâncarea de vânat. Da? Mie îmi spune că Isaac era un pic gurmand. Adică lui îi plăcea să mănânce pentru că îi plăcea să mănânce, nu că trebuia să mănânce. Imediat ajung acolo. Lui îi plăcea și mâncarea de vânat, să știți că are un gust special. Deci e o chestie așa, știi? Și el avea un fin, deci nu era de asta mânca găini de abator. Deci, mâncarea de vânat, e altceva. Ok. Când însă îi face nevastă să a mâncare din ied, ce zice Isaac? Nimic. Nici măcar nu-și dă seama că nu e vânat.
își dă seama că vocea nu este a lui Esau și zice, parcă e vocea lui Iacov, da, vino să te pipăi. Îl înșeală cu blană. Băi, cât de păros trebuie să fi fost Esau, asta de mă, cât de păros trebuie să fi fost omul ăla, ca să pui mâna pe o blană de ied și să zici că e de om. Deci, am stat mult și m-am gândit. Dar nu contează asta. Însă, ideea care îmi place și mi se pare extraordinară și vreau să vă spun și dumneavoastră, e următorul lucru. Isaac când mănâncă, habar n-are că nu mănâncă vânat. Ceea ce înseamnă că mâncarea făcută de nevasta acasă e la fel de bună, dacă nu chiar mai bună, decât orice vânat. De aceea, băieți, bărbați, ceea ce vă dă nevasta acasă e mai bună decât orice vânat. Uneori ai senzația că vânatul e mai de soi. Să știți că ceea ce primiți acasă e de mai mare soi. De mult mai bun soi. Ei nu stau de vorbă și lucrul acesta le strică familia. Unul frate pleacă într-o parte, celălalt pleacă într-o parte, se reîntâlnesc. După ce moare, Rebecca nici măcar nu-și mai vede copilul preferat. Știți câți ani avea Iacov când pleacă de acasă? Vă propun un calcul, să vă duceți acasă, să verificați dacă am dreptate. Aproximativ 77 de ani. La 77 de ani, mama să-i zice, fă așa, mamă, și fă ca mine. Bine, mamă, cum zici tu? Asta ca o idee, informație. O altă familie, cât e ceasul? E deja și 6 minute. O familie maxim. Că dumneavoastră ați muncit. Eu am condus. Rut și Boaz. Măi, să știi că îmi place familia asta. E un exemplu foarte frumos în care nora și soacra se împacă. Se iubesc. Mulțumesc de subliniere. Dar știți de ce se iubesc? Toate le punem pe alea bune pe seama lui Dumnezeu și pe alea rele pe seama satana. Dar eu nu prea sunt de acord cu treaba asta. Deci nu vă supărați pe mine. E adevărat ce ziceți, în sensul că Dumnezeu la inima lor a lucrat și Duhul Sfânt și... Dar totuși hai să vorbim mai pământean așa, dincolo de influența lui Dumnezeu. Eu cred că amândouă au fost femei deosebite. Ruth a fost o fată deosebită, ascultătoare, care și-a respectat nora, care și-a iubit nora. Și în același timp a apreciat stilul ei de viață. Pentru că ea când pleacă, mor copiii, deci soții mor, ei, Naomi spune, uite acasă, că n-am ce să vă mai dau, și eu sunt sărmană, ce? Și ea zice, unde te duci tu? Voi merge și eu, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Ceea ce înseamnă că Ruth apreciază stilul de viață al lui Naomi, apreciază felul ei de a fi și apreciază inclusiv religia ei. E foarte adevărat lucrul acesta. Dar și Naomi e o femeie deosebită. Nu e o soacră dintre aia care cu ochii să vadă cum, pe ce mai prinde, cum o chinuie, cum să-i mai facă, cum să-i dragă, la mine faci ca la mine, auzi tu, nu? Și vă dau un exemplu. Cine este cea care o îndeamnă pe Ruth să se mărite? Naomi! Naomi o cheamă și zice, mă fată, mă, tu ești tânără, eu-s bătrână. Cât să mai stai să slugărești la mine? Cât să mai ai grijă și de mine? Găsește și tu un bărbat. Uite, să ai și tu viața înainte, te măriți, ai copii, vezi și tu. Să știți că am întâlnit multe cazuri în care soacra sau mama, în loc să-și ajute copiii să crească, să zboare, îi ține blocându-i cumva de ea. Eu am întâlnit cazuri în care fata sau băiatul au vrut să se căsătorească și mama a zis, păi și pe mine cui mă lași? Păi eu ce fac? Dacă te duci după aia, vii la mine, stai cu mine, trebuie să o duci acasă. Mamă, dar nu pot, că uite, am hotărât să mergem și noi. Nu, păi eu ce fac? Eu-s bătrân, am avut și de tine și acum tu... Eu am întâlnit multe cazuri în care mamele, în loc să-și ajute copiii, îi blochează. Naomi, în schimb, e o soacră și țineți cont, nu vorbim de fata ei, vorbim de o noră și spune, mamă, nu e bine, mamă, ești tânără, vreau să te măriți, vreau să te duci să zbori, să-ți vezi de casa ta. Eu mi-am trăit viața, m-am chinuit, tu încă mai poți. Vreau să vă spun părinților, mame și tați, că avem ceva de învățat de la Naomi. Aș vrea să vorbesc puțin despre Boaz. Boaz era un soi de burlac,
puțin mai în vârstă, necăsătorit, destul de bogat, dintr-un motiv sau altul nu-și găsise fată. Dar când o vede pe Rut, îi cade cu tronc. De unde știu? Păi citiți Biblia cu atenție. Ce zice Biblia? Când a văzut-o pe Rut, ce a făcut? A întrebat, cine e? De unde? Erau multe femei pe acolo, poate că era ea singura, nou cunoscută, necunoscută. Dar nu doar că e prima, dar lui cade cu tronc pentru că el dă câteva porunci. Spune, să o lăsați, intenționați să-i lăsați spiți în spate. Spuneți-mi, e bărbat care face treaba asta și nu înseamnă că îi cam place de fata respectivă. Să-i lăsați, să nu vă legați de ea, că o încurcați cu mine și doi, să-i dea să mâncare la popotă. S-a dus la ea și a zis că nu pleci, vii aici și ești mânci. Da? Ceea ce mie îmi spune că Boaz, nu știu motivul pentru care nu s-a căsătorit, dar știu cum ar putea fi ajutat un astfel de bărbat. Naomi, femeie bătrână și înțeleaptă, își dă seama că ceva, știți că femeile simt. Nici Rut nu vorbea, nici Boaz nu zicea, dar Naomi știa. Și o cheamă pe Rut și zice, Rut, hai mă să facem cumva să fie. Ce? Uite, Boaz, rușinoasă, știu, uite cum faci. Te duci, uite când este el acolo în arie, bate orzul, parcă nu știu ce era, te duci, te așezi, fără să te vadă nimeni și știe el ce să facă. Ea se duce sfioasă, se așează la picioarele lui, el se trezește, ce femeie în arie, ce, știi, din momentul ăsta Boaz ia foc. În aceeași zi se duce la poarta cetății, adună bătrânii, trece ăla cu drept de moștenire. Băi, o vrei? Băi, aș vrea moștenirea, dar păi nu, că îmi stric eu moștenirea. Nu, băi, o vrei cu tot sau nu? Nu, bun, hai, dă încălțămintea repede, fugi. O iau eu. Știi ce se întâmplă? Poate cunoașteți astfel de băieți sau fete. Târzii, așa, tomnatici. Care dintr-un motiv sau altul... Știți ce le trebuie? Așa un soi de... Hai. Și uneori e nevoie de o fată mai hotărâtă care să spune, băi, ce să ne mai... Acum! Și să știți că băieții iau foc. Acum nu vă cunosc, n-aș vrea să vorbesc prea mult. Așa că mă opresc aici. O ultimă familie. N-aș vrea să vă țin mai mult și o ultimă familie pentru seara asta. Poate altă dată vom avea posibilitatea să vorbim de mai mult. Familia lui Moise. Măi, n-aș vrea să termin cu asta, dar să știți că cred că e cel mai potrivit pentru situația dumneavoastră. Și vă spun și de ce. Moise, Geneza 18. Moise e un tip fain. E un om deosebit. Dar vreau să vă spun un lucru pe care nu-l înțeleg și vă spun că mi-e complicat să-l accept. Dar încerc. Marea majoritate a oamenilor mari ai credinței din Biblie, și mă refer la bărbați, când vine vorba de familia lor, marea majoritate au avut probleme mari, și mai ales cu copiilor. Nevestele nu prea, ele au fost mai înțelegătoare, mai docile, dar cu copiii da. Despre copiii lui Moise, de exemplu, nu o să aflați aproape nimic. Dispar în istorie. Peste vreo 300 și ceva de ani apare unul care e un soi de trezorier, un soi de păzitor al tezaurului templului, da? Dispar. Deci nu mai există. În schimb, Aron, un tată slab, un tată luat de val, un tată care nu prea, un om care nu prea poate să spună stop, hop, aha, copiii lui cresc extraordinar și neamul lui e un neam mare și important în istoria evreilor, da? Despre Moise, aș vrea să spun câteva lucruri și în mod deosebit un lucru pe care cred că vi se potrivește foarte bine. Și anume, se căsătorește în următoarea situație. El este imigrant, da? A fugit din zona lui de acasă, ajunge în Madian, e fugar, un soi de ăsta, cum îi zice, nu, cei care cer azil politic, sau cum le zice, refugiat, mulțumesc, refugiat. Vă dați seama, el vine după 40 de ani de stat la curțile faraonului, se pare că istoria, arheologia spune că era chiar posibil urmaș la tron,
un general foarte bun, se pare că a câștigat câteva bătălii importante, spun unele studii. Deci era un bărbat dintre ăsta, care nu era, știi, nu era și el băgător în seamă pe acolo. Studiase la cele mai bune facultăți, avea, acum, dacă aș citi puțină istorie, să v-ați uitat la niște filme măcar pentru documentare, vă aduceți aminte sau știți că cultura egipteană la vremea respectivă era, cum să spun eu, high class, super, tare, adică și în curățenie, și în maniere, și în... era cea mai tare cultură, civilizație la momentul respectiv. Ei, și Moise de la cea mai înaltă societate, high class, acolo unde se mânca cu cuțitul și furculița, să zicem așa un exemplu, cu trei furculițe într-o parte, trei linguri într-o parte, cu așa, ajunge să mănânce într-un loc unde oamenii mânca... Da? Ajunge la oi, ajunge unde desfăcea la proțap. Da? Eu... diferență mare. Tipul se descurcă foarte bine. Moise se descurcă foarte bine, n-are niciun fel de complex, înțelege despre ce-i vorba, ajunge păstor 40 de ani. Dar vă dați seama că manierele lui la început au fermecat-o pe fata asta, pe Sefora. Și Sefora au fi fost o fel de frumusețe locală, s-au înțeles, s-au împăcat, s-au îndrăgostit. Biblia nu zice prea mult cum s-au întâmplat treburile astea. Însă, ceva se întâmplă pe parcurs. Și anume, când Dumnezeu îi spune, du-te în Egipt să scoți poporul, avea un singur copil. Pleacă cu el, pe drum se arată îngerul, vrea să-l omoare, vă aduceți aminte, da? Pentru că nu era circumcis. Sefora îl circumcide pe copil cu un cuțit de piatră și spune, sos de sânge pentru mine. Ajunge în Egipt. Acum încep plăgile, discuțiile cu faraon, cu toate celelalte și dintr-un motiv sau altul, Biblia nu spune care e motivul, își trimite familia înapoi acasă. La socru. Duceți-vă că e mai bine acolo. Dar între timp se naște cel de-al doilea copil și e suficient de mare să poată să plece. Ceea ce înseamnă că au stat o vreme împreună, dar acolo, noi când citim plăgile, ieșirea din Egipt, avem senzația că s-a întâmplat așa, în 10 zile. Tuc, 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 și a plecat. Vreau să spun că, din câte înțeleg eu, treaba asta cu plăgile, cu discuțiile, au durat cel puțin un an, dacă nu chiar mai bine. Adică lucrurile s-au desfășurat într-un anumit tempo. Noi citim altfel Biblia. Bun, își trimite familia acasă. Și pe urmă scoate Egipt, din Egipt scoate poporul evreu. După o vreme, când ei ajung în pustie, aș vrea să vă citesc ce spune capitolul 18 din Exod, pentru că e foarte important detaliul ăsta. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel, a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. Nu știu motivul pentru care a fost trimisă acasă. E foarte probabil să fi fost trimisă acasă. M-am gândit la două motive, cel puțin. Unu, pentru protecția lor și a lui Moise. Să nu vă imaginați că egiptenii, când au avut de-a face cu Moise și cu ieșirea evreilor de acolo, erau așa un soi de discuție la un pahar de suc. Bă, eu nu vreau să vă dau drumul. Și el altul zice, bine, îți mai trimit o plagă. Hai, te rog eu. Nu, acolo a fost o luptă serioasă și cu siguranță că egiptenii căutau să-l omoare pe Moise, cu siguranță că exista acolo o tensiune mare. Și Moise îi spune, e mai sigur pentru voi și pentru mine, duceți-vă înapoi. Dar știți că mai există un motiv. Uneori, noi bărbații avem senzația că avem probleme serioase de făcut, lucruri importante, iar nevestele vin și ne cheamă la lucruri foarte concrete. Vă dați seama, după ce a venit Moise la o discuție de aia prinsă cu faraon, dăm, nu, vine acasă și nevasta îi zice, vezi că plânge asta mică, schimbă-i tu pampersul. Adică eu tot m-am discutat cu faraon și acum să schimb pampers la copii. Am avut treburi importante azi de făcut. Știi ce am făcut eu astăzi acum? Și copilul vrea să joace, să lege, să-l curci pe picioare. Duceți-vă voi la țară, că e mai sigur acolo, e mai ușor, e mai frumos. Să joacă cu animalele, aer liber, aer curat, animale. Aici e oraș, e urât. Duceți-vă acolo. E foarte probabil ca Moise să-i fi trimis și pentru că îl încurcau puțin. Al treilea, nu că era din alt popor, că apoi a venit și a stat cu el. Nu, dar e posibil și el să spună, știi, tu ești ocupat, ai multă treabă, n-ai timp de noi, mă duc acolo, poate că e mai bine. E foarte adevărat și lucrul ăsta, da? Haideți să vă spun ceva despre Moise care, nu știu dacă o să vă placă, dar hai să citim. A luat pe cei doi fii a Seforei, unul se numea Gershom, adică străin, căci Moise zisese locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt
se numea Eliezer, ajutorul Dumnezeu care zisese Dumnezeul tatălui meu, m-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorba lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a sărutat, s-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum, cum îi izbăvise Domnul din ele, adică toată istoria ce o citim și noi, o știm și noi. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care făcuse Domnul Israel, pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor, din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-a purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot, o jertfă de mâncare. Aaron, toți bătrânii lui Israel au venit, au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. O scenă foarte frumoasă, da? Nu s-au mai văzut de multă vreme, s-au întâlnit, au povestit lucrurile mari pe care le făcuse Dumnezeu, ce li s-a întâmplat. Nu știu când a avut timp să stea de vorbă cu copiii. Nu-și mai văzuse copiii de ceva vreme. Cel puțin câteva luni. Pe nevastă, cred că o fi văzut-o seara, noaptea, după ce a dus toată asta, a dus și el în cor la el și a văzut-o pe întuneric. Dar aș vrea să ascultați ce face a doua zi. Asta mi s-a părut foarte interesant. A doua zi, exact așa zice versetul 13, a doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara. Adică, nu ți-ai văzut nevasta de câteva luni bune. Nu ți-ai văzut copiii de ceva vreme. Vin acasă, sau vii tu acasă, și ce faci a doua zi? Muncești de dimineață până seara. Vreau să vă spun, e normală treaba asta? În termeni sociologici, treaba asta se numește workaholic, sau cum zice? Workaholic, dar îi zice, încerc o traducere românească, zic și ceva în română. Dependent de muncă, mulțumesc mult de tot. Adică un om care muncește peste măsură. Ăsta e Moise. Moise, omul lui Dumnezeu, când vine vorba de familia, de nevasta și de copiii lui, n-are timp de ei. E epuizat, el muncește peste măsură. Și, poftim? Întotdeauna asta e cea mai bună scuză, mai ales pentru noi pastori. Noi lucrăm pentru Domnul și n-avem timp de nevastă și de copii. Nevasta și copiii să se descurce. Ah, foarte interesant. Vă rog. Vă rog. Ok, ajung imediat acolo. E pentru Domnul, e adevărat. Dar vreau să vă spun că Domnul nu ne cere uneori să facem chiar tot ce credem noi că ne cere El. Doar avem impresia. Sau uneori alții ne spun că e de la Domnul, dar noi nu verificăm dacă e de la Domnul. Iar uneori biserica îi ia locul lui Dumnezeu și ne cere ceea ce Dumnezeu nu ne cere niciodată. Ca de exemplu, comitete peste comitete, sabatul extra plin, nu mai ai timp, toată săptămâna ai muncit, iar sâmbătă toată ziua și muncești la biserică. Și în loc să stai cu familia și cu copiii, sper că n-ai niciun prezbiter pe aici să mă bată. Sunt obosiți. Ok. Dar vreau să vă spun că Moise avea o problemă de care nu era conștient. Vine Ietro și stă se uită la el, nu zice cât, dar l-a văzut la un moment dat și a zis, mă, tată, ce faci tu aici? Și Moise ce zice? Păi dacă nu sunt eu aici, crapă pământ. Poporul se duce praște să face. Nu mai în stare de nimic. Toate se termină, se dărâmă tot. Deci toată clădirea asta, pomerii smeistă, că dacă nu sunt eu aici, nu dau eu sfaturile de la Domnul, se termină tot. Și ce zice Ietro? Mă, tată, nu faci bine. Vreau să vă spun că eu cred că a fost de la Dumnezeu inspirat sfatul acesta, dar eu cred că a plecat motivat de ceea ce Ietro a văzut, pentru că și-a dat seama că fata lui și nepoții lui nu mai au tată. Sunt convins că Domnul a luminat și a dat ideea asta
și de la Domnul o fi pornit, dar Domnul a lucrat pe această treabă. Sunt convins că Ietro, ceea ce l-a mânat, a fost de fapt dragul de fata lui, de familia fetei lui și de nepoții lui. Și a zis, mă, tată, nu faci bine. Nu faci bine. Muncești prea mult. Prea mult. Și obosești și tu, obosești și poporul ăsta. Împarte poporul pe căprării, pune peste 1000, peste 100, peste 10, peste 50, 10, 5, să judece ei fiecare pe grupa lui și din ce în ce, și la tine să vină numai lucrurile alea mari și tu învață ce zice Domnul. Dar lasă și pe alții să facă. Păi cum? Lasă și pe alții. Și foarte interesant, Biblia nu spune că Moise s-a dus să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, uite, am primit un sfat, ce zice bun? Nu. Se duce și îl face. Împarte poporul. Eu sunt convins de un lucru. Toți avem motive pentru care să muncim și să ne ocupăm mai puțin de acasă. Toți. Și femei și bărbați, nu contează. Mai ales dumneavoastră aici, cu atât mai mult sunteți nevoiți într-un fel să munciți mult, pentru că e o altă țară, e un alt mediu, alte lucruri, trebuie să te integrezi, trebuie să le faci copiilor o situație, unii munciți ca să trimiteți acasă sau mai știu eu ce faceți. Și aveți o mie și una de argumente care să vă spună în mintea noastră, n-am cum altfel. N-am ce face altfel. Trebuie musai să fac treaba asta. Mi-ar plăcea să existe și în viața noastră un bătrân. Ori un tată, ori o mamă, ori un socru, ori o soacră, care să se uite bine la voi și să vă spună, mă, tată, nu faci bine. Dar cum să fac altfel? Că dacă nu fac, mor de foame. Mă, tată. Nu e bine. Caut alte soluții, găsește alte variante. Pentru că după ce tragi linie cu ce rămâi, soția mea uneori îmi repetă și îmi spune, mă, dacă tot alergi așa de mult, mă, de ce nu te-ai făcut călugări? Ce puțin știu că n-am bărbat, sunt singură, tu îți vezi de ale tale, eu de ale mele. Da, măcar să nu știu că vii acasă, că dacă te văd și acasă și vii și nu mă ajuți, nu faci nimic, atunci, normal, mă supăr. Da. Dacă te-ai căsătorit și vrei copii și familie, ai o responsabilitate. Oameni buni, închei cu treaba asta. Învățați din istoria lui Moise, care avea cele mai tari scuze posibile. El lucra pentru Dumnezeu, direct cu Dumnezeu. Și interesant că Dumnezeu niciodată nu i-a zis, Moise, dar tu lucrezi prea mult. Nici nu i-a zis, tu lucrezi prea puțin. Uneori Dumnezeu ne lasă să ne descurcăm și singuri, în unele aspecte. Dar trimite un bătrân și spune, mă, tată, mă, nu e bine. Aș vrea să fiu acel bătrân în seara asta și să vă spun tuturor următorul lucru. Dacă n-aveți timp de dumneavoastră, de familia dumneavoastră, indiferent ce scuză aveți, indiferent ce situație aveți, e prea mult. Va veni vremea în care veți vedea că alergătura asta e goană după vânt. Și nu lăsați în urmă aproape nimic. Pentru că ceea ce rămâne în urma noastră, să știți că nu sunt nici casele, nici mașinile, nici... sunt amintirile. Adică Biblia spune că până și pomenirea li se uită, ceea ce înseamnă că dacă amintirile nu sunt, nu rămâne nimic. A, se vor bate puțin în urmă pe moștenire, dacă ai copii, vor bate așa puțin mai tare, depinde de copii, și de moștenire, și pe urmă, mi-aș dori tare mult ca în seara aceasta să vă spun două lucruri cu care închei. Unu, nu există familie desăvârșită în Biblie. Puteți să le luați pe toate. Nu există. Fiecare a avut problemele lor. Uneori soțiile, uneori bărbați, alteori copii, alteori împreună, alteori de tot felul, situații de tot felul. Citiți Biblia, vă rog frumos, uneori, doar ca pe o istorie a relațiilor dintre oameni. Atât. Să citești fără să mai... Să știți că Biblia, de fapt, nu e teologie pură, decât rare ori. Pavel are câteva momente așa de teologie și o parte de profeții. Dar mare majoritatea Scripturii este, de fapt, viața oamenilor. Și tu înveți din ce a făcut unul bine să faci și tu și din ce a făcut rău să nu faci și tu.
Asta e Biblia. Aduceți-vă aminte, vă rog frumos, că nu există familie desăvârșită. Ceea ce înseamnă că acolo, în familia ta, așa nedesăvârșită cum e, poți să faci să fie bine. Cât de bine se poate pe pământul ăsta. Și doi, nimic nu se face dacă nu investești, dacă nu te interesează. Învățați de la Moise și ocupați-vă de familia dumneavoastră. Domnul să vă ajute și pe voi, să mă ajute și pe mine. Și cu ajutorul Lui să avem cu toții familii frumoase de care să ne bucurăm nu doar pe pământul ăsta, dar mai ales în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să cântăm în încheiere spre slava lui Dumnezeu imnul 669. Revarsă, Doamne, pace și iubire! Să vină înaintea ta în numele Lui Hristos în seara aceasta și să te rog pentru binecuvântarea ta peste fiecare dintre noi. Amin. Vreau să mă rog pentru familiile care sunt frumoase, care au relație deosebită și se bucură unul de celălalt și te rog mult să-i păzești. Amin. Și să le dai puterea ca în continuare să construiască ceea ce au început. Amin. Pentru familiile care sunt, dar din păcate nu merg chiar așa cum și-au dorit ei sau cum ți-ar plăcea ție să fie. Te rog mult de tot să intervii în mijlocul lor, să intervii în inima lor și să reaprinzi în ei dragostea ta. Și unul pentru celălalt, dorința de a-și face bine. Dă-le înțelepciunea de a găsi soluții la problemele lor. Ca înțelegându-se unul pe celălalt, să se apropie mai mult unul de celălalt și relația lor să fie așa cum trebuie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu mai au familie. Vreau să te rog să le fii aproape și să umpli acel gol care este. Să vindeci rănile care s-au produs și să-i pregătești pentru ceea ce le ai tu pus deoparte.
Pentru cei care sunt singuri și urmează să se căsătorească, vreau să te rog mult de tot să le dai înțelepciunea de a-și alege partenerul potrivit, cel dorit de tine, dar să știe și ce să facă mai departe. Și aș vrea mult ca binecuvântarea ta să fie peste noi toți, în numele lui Iisus Hristos. Amin.